Astăzi, 25 martie, de la ora 17, la Muzeul Național Constantin Brâncuș, se regăsește vernisarea a trei expoziții extrem de valoroase. Este vorba despre Ex Libris Brâncuș, expoziție itinerară, o expoziție de grafică, gravură și ceramică semnată Zuzu Caratănase și Ovidiu Ionescu și Omagio, expoziție de pictură și desen semnată Bianca Culuș. Expoziția Ex Libris Brâncuș reunește lucrările a peste 200 de artiști plastici, graficieni, pictori, sculptori, ceramici din România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia și Turcia, fiind un tribut adus maestrului infinitului. Expoziția beneficiază de participarea unor personalități precum Grigore Leșe, Ștefan Câlția, Mircea Dumitrescu, Aurel Bulacu, Alexandru Ghilduș, Bogdan Hoșbotă, Napoleon Tiron, Costel Iacob și Mihai Tugearu. Expoziția Ex Libris Brâncuș îl omagiază pe Constantin Brâncuș și contribuția sa la noirea limbajului și viziunii plastice în sculptura modernă. Expoziția de grafică, gravură și ceramică este semnată de către doi artiști plastici profesioniști, Zuzu Caratănase și Ovidiu Ionescu. Ei vor prezenta publicului un discurs vizual cu două direcții artistice autentice, urmărind reliefarea valorilor de ordin estetic, măiestria, dar și etalarea registrului meșteșugăresc. Atât Zuzu Caratănase, cât și Ovidiu Ionescu sunt doi dintre cei mai importanți artiști contemporani, impunându-se atât pe scena națională, cât și pe cea internațională. Numele meu este Zuzu Caratănase, sunt artist plastic și curator. Iată, astăzi, 25 martie, la Muzeul Național Constantin Brâncuș din Târgu Jiu vom avea deschiderea a trei expoziții și voi începe prin a prezenta prima expoziție. Este intitulată Omagio, este o expoziție de pictură și de desen semnată de tânăra artistă Bianca Culuș. Apoi mai avem o altă expoziție. Iată, de data aceasta, un duet între mine și domnul conferențiar universitar doctor Ovidiu Ionescu, unul dintre cei mai importanți artiști plastici, dumnealui prezentând o serie de obiecte în ceramică, instalații mai degrabă, iar eu îl însoțesc cu o serie de lucrări realizate în tehnicile graficii, dar și ale gravurii. Iar cea de-a treia expoziție, care considerăm că este, sau am considerat că a fost necesar ca ea să fie prezentă, se numește acest Ex Libris Constantin Brâncuș, o expoziție care este itinerată din anul 2016 și va continua până în anul 2026, când se vor marca cei 150 de ani de la nașterea marelui sculptor. Expoziția Ex Libris prezintă un număr de peste 200 de artiști din România, din Republica Moldova, din Serbia, din Turcia, din Ungaria și ea va fi în continuare un proiect care este unul autentic. Și vă spun acest lucru în încheiere pentru că este singurul proiect de Ex Libris din lume care se întinde pe o perioadă de un deceniu.